Iar la New York a început un proces penal împotriva organizației Trump, care este acuzată că a plătit avantaje netaxate directorilor săi timp de 15 ani. Fostul președinte al Statelor Unite, dar și copiii săi, se confruntă cu un dosar civil introdus de procurorul general al statului New York, prin care sunt acuzați că exagerează valoarea proprietăților imobiliare, cum ar fi terenurile de golf și hotelurile, pentru a obține împrumuturi mai favorabile și cote de impozitare mai bune. În ciuda problemelor sale în fața legii, Donald Trump rămâne pe poziții și se pregătește să candideze la alegerile prezidențiale din 2024.